s-ar descurca fetele cu gospodăria dacă mamele n-ar fi în casă? La acest test le-ar supune doamnele pe tinerele posibile nurori, dar nu numai. Andrada, mie mi s-a părut și este o fată, nu a gătit singură Raluca. Andrada dintotdeauna a fost a gătit. Și cu noi. Da. Și curățenie. Și curățenie, aia vreau să ajung. Seara ea nu pleacă din bucătărie până nu și face curățenie. Și a făcut curățenie tot timpul, deci, și la baie am văzut-o, da. Face și curățenie și gătește și nu știu, n-am nimic, dar mi s-a părut o fată chiar are pe 7 ani de acasă. Ai văzut, e pe ultimul loc. Da. Lumea nu apreciază. Fuge la gătit, dar nu-mi place curățenia. Ne auzi ce a zis Izabela? Că ne plictisim că nu facem nimic. Păi, într-adevăr, că nu faci, dacă nu se face nimic, te plictisești, dar când o iei pentru toți... Sau dacă vrei să te implici, adică să gândești că e ele acolo și că ei în final... Așa pare de afară că nu faci nimic. Da. Stai decât. Le spun lui Doamne să-mi ne deschid o țără poarta asta pentru am intrat, să ne lase până acolo sub pom, să ne întoarcă înapoi pe noi mamele, că nu... Nu mă, măcar weekend-ul să ne lase... Cu nimeni, nu vorbesc, Doamne, cu nimeni, că nu fac cu nimeni, cu cine, măcar weekend-ul pe noi mamele să ne lase, să vedem cum se descurcă. Eu n-am cu cine să vorbesc, sincer vă spun, n-am... Pe cu cine? Că n-ai telefon, n-ai nimic, cunoști pe cineva pe aici, că vorbești ca nebună, așa? Nu, Doamne, eu ferească, cu cine Doamne. Nu cunosc, eu nu intru în vorbă. Dacă pe vorbești, cine? Ai văzut cum a zis Alexandra, mie mi s-a părut, după aia am întrebat, Alexandra, tu ești supărat pe mine, am zis ceva? Am văzut ieri. Dar nu mă așa. Nu vreau să vorbesc, sau cum vă zic. Da, nu vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbesc, că nu vreau să fac... Și că să te bagi, să glumești, să râzi. Dar vorbești, să râzi, dar poți să bagi intimitatea omului, dar nu te vrea, nu te vrea, nu? Da. Aia m-a supărat și bărbatul. Și am întrebat-o după aia când era cu Ana. Alexandra, dar te-am supărat cu ceva? Dar nu, dar cine știe, poate n-avea ea chef să vorbească atunci, știi? Nu, că nu cred că sunt supărate fetele pe noi, că nu le-am făcut nimic. Păi nu, nu, dar asta... Nu, dar mi s-a părut ciudat când a răspuns, ai văzut? Da, da, da. Te-ai și uitat la mine când călcai. Păi m-am uitat la tine, când am auzit așa... Păi exact ce discutăm. Și mă gândeam, uite ce am zis, că n-am zis nimic. Știi, te face așa, te macină după aia, te gândești că... Te gândești. Mă, ce, am făcut ceva oare de... Da, că n-am zis nimic, n-am făcut nimic, da. Fata. Da, Doamne, n-am nimic cu niciuna, Doamne ferească Dumnezeu, că exact da, cum a fost atunci cu votările cu băieții, când au votat băieții. Mi-a zis, a ieșit Diana prima și a cerut scuze că, doamna Ana, știți, îl votai pe Sorin pentru că am văzut că nu are intenția spre nicio fată. Diana, nu e nicio problemă, stai liniștită, zic. Noi pentru aia am venit, zic, dar dacă nu-s fete pentru Sorina, cu ce să facem, zic. Noi am venit pentru o problemă care am crezut că este cum este, dar dacă voi, fetelor, nu vă doriți familie... Nu știu cât e din... Da, chiar eu ce nu știu. Spun? Sau întrebarea cu ce atunci iar m-a blocat de tot, că trebuie să stăm o viață. Să joacă teatru mult. Da, aia vrut să-i să ajung și eu, nu știu, mi se pare, nu știu. Nu știu, parcă în alte sezoane era altfel, chiar era altfel. Parcă acum mi se pare așa, chiar că am nimerit. Sezonul 10. Să iubești de 10. Da. Păi dacă nu sunt persoanele care să aibă de la început o atracție, după aia e... Exact, vezi că nici așa care... Și după aceea descoperi că nu-ți place omul de păi lângă da, tine. Păi da, deja încet, încet să vede și aia care-i... Pentru a-ți forma o familie în ziua de azi... Da. Greu. Greu. Tineretul în ziua de azi e altfel. Sorin. E altfel, nu mai e ca... Fetele după 26 de ani încep să aibă un pic o gândire, cred că, mai pozitivă față de... Eu zic. Nu, fetele după 26 de ani încolo și de ce cresc în vârstă... Exact. Li se schimbă mentalitatea, au pretenții, exact. Nu mai vor, mă, să căsătorească. Vor, da. Acum să grupuri de, exact, da. de prieteni, le place să facă altfel cu viața lor, nu să-și formeze o familie. Mai rar în ziua de azi, mai rar. Așa au ieșit azi, nu e de condamnat, dar așa au ieșit. Da. Da. Deci de o săptămână de zile fetele nu au chef de viață absolut deloc. Ne-ai zis, păi aia am spus și eu ieri lui Sorin.
Mami, ce ai? Păi zic, dacă văd energie negativă prin baie, te duci, nu știu ce. Prin dormitor nu poți să stai că e cal și așa. Oh. Prin living de ne ducem, ele să am văzut. Sunt mai supărate? Da, nu poți să zici că exact ce am spus și bărbatul. Că nu știi că dacă le zici ceva, poate, poate să supără? Da, poate da. Să și supără, nu că nu vezi cum îți răspunde. Îți dau un răspuns de rămâi tablou. Da, da, tu păi ca mama. Păi da. Bine taci, că e mai... Păi aia am spus și eu lui soțul meu, că zice, a, babă, păi de ce nu glumești și tu cu fetele, da. Că tu ești aia care... Ce vrei păi să le faci și te duci să le... fetele, că într-adevăr, glumești. Doamnele și mie, în toate fetele, n-am avut cum, doar ți-e teamă că, uite, se interpretează altceva. Să vedem, Izabela, pe cine a pus ochi. Da, da. A zis că totuși a venit și ea pentru un băiat cu tatuaj. Simpatizează, nu? Sau da, cum simpatizează, parcă. Da. Adică de afară un băiat da. I-a atras. Uh-huh. Atenția, dar deocamdată vrea să-i cunoască pe toți. Da, da, da. Da, frate, deci sincer, hai să vorbim sincer, sincer, sincer. Sunt una, două, trei care vor acasă. Dați-le acasă, aduceți fete pentru băieți. Clar. Aia zic și eu, eu n-am la cele zis mai la fel, ții? Da. Să le ții obligate? Nu să țin obligate. Dacă nu vor să facă o relație, aduceți fete care vor să facă cuplu. Te-ai zis, nu le-am întrebat vreau noi. Vreau acasă, da. Vreau acasă, vreau acasă. Dați-le acasă, frate, și gata. A spus singure. Plâng toată ziua. Plâng toată ziua, bă, iau pasul, sunt doapă nu de pasul toată ziua. Nimeni, nu-mi trebuie nimeni, nu vreau da. Să mă să apropii da. Din nimeni, nu vreau, nu vreau, aia nu vreau. La ce le înțeleg, le înțeleg. Poate, da. Uite cum era Luca, e protejată. Da. Nu are ce face fata. E păi protejată. De ce să fie? Oare? Nu știu. E protejată, dar... Ea pentru că ea a spus acasă. Clar că în viața ei nu când intră nimeni. În viața ei nu intră decât păi copilul ei este. Păi. Exact. Aia am... Ea vrea acasă, fata. Nu... Deci nu, că suferă. N-are... Da, Doamne ferește, deci nu e de condamnat, dar motiv. Nu vrea să-și facă o relație, da. Nu vrea păi să asta. Cunoască pe nimeni. Poate o fată vrea de afară, să spun așa, nu? Da, asta. Și trebuie să vină din ambele părți asta atracția, că dacă forțezi tu un pic și... Mă rog, de ochii, a, da, te iubesc. Păi dacă forțezi, deja să spune, pune presiune, da. Face, dragi. Ele nu au venit cu gândul să se mărite. Uite cum a venit Izabela, cum a venit, ai văzut, și Diana. A fost selectată, dar ea vrea o relație, el pisează pe Alex, vrea da. Ceva de durată. Da. Hai să fim sinceri, deci Alex nu vrea. Alex nu vrea. Din cât îi văd, eu cred că e cam singura care vrea o familie. Părerea mea. Și da, și eu mi se pare că... Ea chiar că vrea. Da. Ea da. Chiar vrea. Da, nu știu ce să zic fetelor, dar... Nu prea aveți energie de măritat, spun mamele. Sunteți cam supărate tot timpul. Spuneți că vreți acasă și că nu sunteți pregătite de măritat. Probabil că nici nu am întâlnit și nu probabil, nu am întâlnit o parte din noi pe cineva cu care să avem probabil acea scânteie și în mod automat nu ai cum să fii pregătit dacă nu este persoana potrivită pentru tine. Asta consider eu. Alte fete? Ia, Ana, tu ce consideri? Eu știu ce vreau, știu că vreau să fac pasul ăsta, dar dacă nu simt, nu cred că merit să fiu condamnată pentru asta. Dar știu ce vreau. Raluca, protejată la ce vă referați? De telespectatori? Da. Care are imunitate? Ca să nu se înțeleagă că... Nu, protejată de telespectatori, că este votată. Nu, noi nu ne-am gândit în contextul acesta. Noi, când am venit aici cu copiii noștri, copiii noștri s-au înscris, da? Da. Pentru emisiunea aceasta. Singura a fost Raluca și nu mai știu cine care a spus că s-a înscris. Noi am înțeles că fetele au fost alese. Nu, sunt două modalități prin care se face castingul. Am mai povestit în alte sezoane, cred că am spus sezonul ăsta. Noi despre asta vorbeam. Eu tot anunț pe casting.1.ro. Lumea se înscrie și mai fac și colegii mei muncă de scouting, de recrutare. Adică se uită pe diverse grupuri și mai remarcă niște tineri care ar, pe social media care ar putea să aibă potențial și care și-ar putea dori să participe la emisiune, dar fiecare dintre voi și dacă ați fost recrutați și dacă v-ați înscris, să spunem că cei care ați fost recrutați poate nu v-ați uitat la emisiune, dar vi s-a spus foarte clar despre ce este vorba în această emisiune, adică nu vii la Mireasa
când știi că există măcar 1% șanse să te măriți dacă tu n-ai de gând să te măriți în următorii 15 ani. Deci n-are sens, nu? Adică nu ne încurci nici pe noi, nu te încurci nici pe tine. Cam despre asta e vorba. Păi de asta, noi nu vorbeam acolo să spunem că ele nu au venit pregătite. Noi am vorbeam. Așa are iese. Adică așa ați spus că nu prea... Dacă au fost recrutate, deci nu au venit... Auzi, doamna Ioana, știți cât s-au căsătorit recrutați fiind? Știu, cred. Unii oameni care au venit să-și facă reclamă pentru canalele lor și au ieșit căsătoriți pentru că s-au îndrăgostit. Știți, apropo de asta, că am fost într-una dintre plecările din vara asta, am fost în Delta Dunării, am fost la Jurilovca. Și nici nu vă imaginați câți oameni mă opresc și mă întreabă: auziți, da, chiar e pe bune tot ce se întâmplă acolo? Adică oamenii chiar au senzația că, mă rog, probabil că unii se gândesc că ceea ce se întâmplă aici nu neapărat, că mai lucrăm pe scenarii. Dar voi puteți să... Nu e adevărat. Așa le spun, așa spun și ceilalți din celelalte sezoane. Tot ce se întâmplă aici este real, fiecare e în ritmul lui. Unii simt mai repede să o facă, alții nu. Depinde de ei, dar nu stă nimeni să le spună ce să facă. E viața voastră, ziceți, doamna Ana. Da, eu îmi cer scuze față de fete, nu am vrut să le trag, mă rog, la... Dar eu vă înțeleg și pe dumneavoastră, că ați venit cu un scop aici și nu e prea plăcut, că și mie mi s-a întâmplat și data trecută când am fost înainte să plec. Când intram aici și vă vedeam fetelor cu mina aia așa de aoleu, zici că suntem în doliu național, parcă nu-ți vine nici să faci emisiune, dar mai ales la băieții ăștia mă gândesc să vă facă curte, să fie așa un joc de acela al seducției. Adică, da, e valabil și pentru băieți dacă sunt într-o situație similară. Tu ce spui, Diana? Ai văzut ce a spus doamna Ioana? Da, da, am vorbit cu ce spune doamna Ioana și apreciez că și-a exprimat părerea din exterior față de Alexandru. Uh-huh. Tu simți treaba asta un pic? Nu m-am gândit până acum la asta, dar cred că o să mă gândesc. Te-a zdruncinat un pic? Da, eu am vorbit cu Diana ieri, i-am spus, Diana, asta este părerea noastră, noi am vorbit, mamele, i-am spus, am vorbit, asta este părerea noastră. Diana, acum... Nu am zis că nu vrea să-și facă. Fiecare om are ritmul lui. Da, dar din exterior, dacă se vede așa, probabil trebuie să fiu mai atentă. Pe de altă parte, contează foarte mult ce simți tu și ce simte el, pentru că și dacă o să fie o poveste între voi, nu o să trăiți cu ce vede lumea la exterior. Știu, nu am trăit niciodată cu ce vede lumea la exterior, dar... Poate tu te așteptai, poate tu ai fost obișnuită cu altfel de atenție din partea partenerilor? Adică tu simți acum, din ce îmi dau eu seama, că tu tragi de el, e ca și cum, nu? Da, asta am simțit. Uh-huh. Asta am văzut și noi, că ea trage, ea vrea. Ce este ea? Simt totuși nevoia să adaug faptul că ar fi foarte ușor să creezi o relație doar de dragul de a o face, nu? Sau doar de dragul de a spune că ai o relație sau că formezi un cuplu. Dar ea nu-și dorește treaba asta. Nu doresc asta, de asta îi pun tot timpul întrebări și aștept niște răspunsuri. Spuneam despre Alexandru, înseamnă că dacă ia lucrurile și le gândește mult, înseamnă că omului chiar îi pasă și... Nu vrea să te rănească, a spus și chestia asta de atâtea ori și poate chiar își dorește ceva serios, dar este o răspundere foarte mare în afară, mai ales că nu ai ceva palpabil încă și trebuie să creezi niște condiții. Dar ca să creezi niște condiții, să fii cu un om, trebuie să pleci de undeva, nu? Corect. Așa este. Ulterior ce se întâmplă în afară o să vină ulterior. Da, dar... Tindem să ne asumăm de multe ori răspunderea, știi? Să oferim nu, siguranța. Diana, lucrurile sunt foarte, sunt foarte clare. Voi o să vedeți exact. Există, cumva, dacă ești din emoțional din situația asta, sunt două variante. Fie voi o să fiți împreună, fie nu. Da. Ceea ce, sigur, poți să-i spui tu lui într-o discuție realmente de cunoaștere și profundă, trebuie să fie în felul următor. Tu trebuie să te hotărăști, să vezi exact ce-ți dorești. Pentru că nu e corect nici să te blocheze pe tine. Dar eu i-am spus asta. Și i-am spus că am răbdare, înțeleg că are un ritm diferit, doar că vreau să știu dacă se merită să am răbdare. Și aștept să văd ce-mi spune. Uh-huh.
mi-ar fi plăcut să participe la această discuție, dar a fost așa, cumva, reacția ta a venit de la remarca doamnei Ioana. Nu, că doamna Ioana mi-a spus părerea dânsii, apreciez părerea, îmi place foarte mult ce gândesc mamele și ce spun, n-am o problemă cu asta, doar că această remarcă nu am sesizat-o până acum, că din exterior ar părea că el nu ar vrea ceva. Și pur și simplu am zis că vreau să mă gândesc și eu la aspectul ăsta. Ok, și puteți să discutați împreună. Desigur, da? O să discutăm. Bine.